ordinară convocată prin dispoziția numărul 45 din 25.2018 de către domnul Lucian Vidunicu, primarul municipiului Roma. Pe ordinea de zi avem prezenți 21 de consilieri din 21. Pe ordinea de zi avem 18 puncte plus un punct suplimentar. Supunem la discuția asupra ordinii de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să votăm și procesele verbale ale ședințelor anterioare. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 21 decembrie 2017. Votul pentru? Abțineri? Votul împotrivă? Înainte. Procesul verbal al ședinței de îndată din 28 decembrie 2017. Votul pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 19 ianuarie 2018. Votul pentru? Abțineri? Votul împotrivă? Unanimitate. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social. Avizul Comisiei Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Roman. Avizul Comisiei Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Am observat că toate sunt cu aviz favorabil. Vom vota în bloc, da? Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea SECE Municipal Locato Serbesa în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Avizul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării municipiului Roman. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din municipiul Roman. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru sumele propuse a fi alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru
SMU Roman în anul 2018. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Disfavorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dumneavoastră nu participați la vot, vă rog să consemnăm. Supunem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă, abține. Unanimitate cu nota respectivă. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local, navetă medici. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil cu suma de 1500 de lei pentru medicii din CPU. Deci din cei 5.000, 1.500 pentru sub. De nu, dar 1.500 pentru centru de primire de urgență. Deci și din centru de primire de urgență. Da, zice. Poți să vă răspund eu? Da, mă. Poți să vă răspund? Președinte, vă rog, domnul primar. Da, mulțumesc. Ideea a fost ieri în cadrul discuțiilor cu medicul de Spitalul Municipal de Urgență Roman, în condițiile în care am considerat de comun acord că centrul de primire urgențe reprezintă motorul întregii activități din spital. Aducem cu toții aminte când am deschis acest centru de primire urgențe și funcționa cu un singur medic. Asistenții, în care nu era niciun medic la centru de primire urgențe, fugeau după un doctor sau după altul. În funcție de pregătirea pe care o aveau, nu puteau să prezinte foarte bine simptomele pacientului care se prezenta. Practic, mi-a fost foarte greu de-a lungul timpului să atragem specialiști de medicină de urgență la Spitalul Municipal de Urgență Roman. În momentul de față, gărțile sunt acoperite în totalitate. Avem 7 medici care efectuează gărți în centru de primire urgențe. Chiar mi s-a dat și toți sunt cu pregătire în domeniul medicinei de urgență. Mi s-a dat exemplu Spitalului Județean din Buzău, unde există doar un medic cu pregătire în medicină de urgență. Ceilalți sunt medici de familie cu competențe în medicina de urgență. Ori faptul că noi am reușit la nivelul centrului de primire urgențe să aducem acest număr de medici, ne determină sau suntem într-o oarecare competiție cu alte unități spitalicești care oferă tot felul de avantaje acestor medici pentru a presta activitățile în alte unități spitalicești din zona Moldovei. Și atunci, în urma discuțiilor pe care le-am avut și ieri cu reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență, dar și la sfârșitul anului trecut, când știți că am mai aprobat această sumă în urma discuțiilor cu doamna doctor Tărmăcel, care e șefa centrului de primire urgențe, și cu doamna manager a spitalului, am convenit cu toții că măcar să le oferim un sprijin cât de cât, știut fiind faptul că aceștia vin tocmai de la Iași. Sunt unii dintre ei care activează fie pe elicopterul cu smurt, practic sunt specialiști în domeniul medicinei de urgență. Și e important și util pentru municipiul Roman, pe de o parte, prin numărul de persoane pe care le deservește Spitalul Municipal de Urgență Roman, și pe de altă parte, prin poziționarea pe acest drum foarte aglomerat, DN2E85, care știți foarte bine că generează foarte multe accidente, din păcate, și atunci e foarte importantă viața umană și spun eu că nu e în capăt de țară pentru a sprijini sau... S-a înțeles bine de ce am înțeles, am zis, de ce numai cei de la urgență și nu ceilalți de la fece. Aici a fost discuția, nu, puteam să facem, aici deschideam o... Nu neapărat o cutie a Pandurei, dar deschideam un precedent în care, în condițiile astea, spuneam, dacă tot veneam de cer la Piatra, nu și era de Cordun, nu și era de la Dulcești sau de la Ghereiești. Am zis că, și am convenit împreună cu doctorii IE, că centrul de primire urgențe reprezintă, practic, acel angrenaj care furnizează către toate celelalte secții ulterior pacienții care sunt
dirijați de pe centru de, de primiri urgențe și ulterior am preferat ca mai bine decât să alocăm aceste sume la ceilalți medici, sumele pe care le-am fi alocat spre a doua jumătate a anului, să identificăm o aparatură pe care să o cumpărăm pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman și care să deservească mai multe secții și mai mulți medici. Adică se putea înscrie pe acea sumă de 5.000 de lei 50 de medici, de exemplu, fiecare beneficia poate de câte 100 de lei, dar nu l-a ajutat cu absolut nimic până la urmă 100 aia de lei. Nu cred. În schimb, pentru unitatea spitalicească, dacă din economiile pe care le vom face, vom putea să achiziționăm un aparatoar, o aparatură care să îi avantajeze, atunci e, e un, până la urmă, în folosul tuturor. Se putea face gardă, vineau, aduceam special. Era foarte greu, știți, foarte greu ce... Nu. Aici și discuțiile chiar au fost ieri și a rezultat din urma dezbaterilor pe care le-am făcut cu ceilalți. Vă mulțumesc. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cu modificările, spunem la vot. Cu amendament. Spunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului de legarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț din zona 2, județul Neamț. Avizul Comisiei Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Deci eu nu voi participa și doamna Havlici. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri. Votul împotrivă. Mai trezei. Ce-o participat. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de generare a deșeurilor municipale și asimilabile pe tipul de activitate pentru persoanele juridice din municipiul Roman. Avizul Comisiei Administrației e public. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile. Avizul Comisiei pentru Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Am o solicitare din partea domnului Radu Samson. Foarte pe scurt, noi știm despre ce e vorba în plângere. Doamnelor și domnilor consilieri, doresc să vă aduc în atenția noastră trei aspecte legate de decizia pe care urmează să o luați. Primul aspect, cel juridic. Din punct de vedere al legalității, prevederile articolului aliniatului 6 al articolului 1 din legea 544/2004 se aplică atunci când autoritatea administrativă dorește să anuleze din propria inițiativă un act administrativ. În acest caz, anularea este solicitată de o persoană din afara aparatului administrativ. Ca un exemplu de practică, primarul Aradului le-a solicitat consilierilor din Arad aprobarea mai multor articole din hotărârea prin care s-au majorat taxele și impozitele în municipiul Arad. Pe data de 17 ianuarie, consilierii au votat în unanimitate abrogarea acelor articole, deși colectarea taxelor și impozitelor locale începuse de 9 zile. Al doilea aspect pe care vreau să-l aduc în atenția noastră este aspectul de oportunitate. Gândiți-vă că până la terminarea procesului pe care va trebui să-l înaintez către instanța de contencios administrativ și până la epuizarea termenelor căii de atac pe care probabil va trebui să o folosească primăria, alte câteva mii de romașcani își vor plăti taxele. Sau dumneavoastră, nu neapărat primăria, e posibil și dumneavoastră să acționați. Am zis probabil. Sau probabil dumneavoastră. Vă rog să nu mă întreb. Da, probabil primăria sau pentru primăria. Alte câteva mii de romașcani își vor plăti taxele și impozitele locale. Dacă solicitarea pe care o voi adresa în instanței va fi admisă și vor scădea taxele la nivelul din 2017, toate acele câteva mii de romașcani, e posibil să se adrese, în direcție de taxe și impozite locale să solicite restituirea diferențelor, ceea ce ar genera un volum enorm de muncă pentru angajații acestei direcții. Al treilea aspect pe care vreau să-l aduc în atenția noastră și ultimul este cel de moralitate. Dumneavoastră ați fost aleși ca reprezentanții romașcanilor, deși ați ajuns pe buletinul de vot datorită listei de partid, în scaunul de consilier local ați ajuns datorită votului acordat de romașcani.
aceștia au acordat votul lor pentru că așteaptă din partea noastră loialitate. Demonstrați în următoarele minute că sunteți loiali romașcanilor și nu sunteți un aparat care îndeplini dorințe ale cuiva. Mulțumim. O singură chestie, domnule președinte, vă rog dacă se poate să cereți vot, vot prin apel nominal la acest proiect. Mulțumim pentru propunere. Supunem la vot cine este. Nu mai spunem de vot, doar o precizare vreau să... Doar o precizare vreau să fac. Din păcate, nu se cunosc termenii juridici și din cauza aceasta se fac anumite afirmații. Sigur că e dreptul fiecărui cetățean că atunci când se simte lezat de un act al autorității publice locale sau de orice alt act administrativ, să se adreseze instanțe de contencios administrativ pentru revocarea acelui act. Consiliul local, în situația de față, în urma solicitării făcute de revocare, și repet, de revocare pentru a înțelege termenii juridici, a unui act emis de către Consiliul local și care a început să producă efecte, nu mai putea fi pus în aplicare. Ca să respectăm întru totul cuvintele folosite în solicitarea care a parvenit către Consiliul local. Mai departe, legat de oportunitatea majorării taxelor și impozitelor locale, am făcut discuții și la vremea respectivă, putem să facem discuții și în continuare, concluzia este aceeași. În momentul de față, bugetul este în continuare dezechilibrat. Aș merge mai departe cu raționamentul și să spun că, sigur, se poate acționa în instanță, se poate ca această cerere să primească un răspuns favorabil sau nefavorabil. Eu l-aș întreba pe autorul acestei plângeri prealabile și ulterior care se va adresa către instanță. În situația în care instanța va respinge această plângere, este dispus să suporte pierderea pe care o are Consiliul Local și Primăria Municipiului Roman la buget? Mai departe, și o să dați probabil ulterior public când va fi cazul, momentan eu propun să mergem mai departe cu activitatea din Consiliul Local. Nu cred că a fost niciodată o situație când niciunul dintre dumneavoastră, indiferent de partidul din care faceți parte, să nu fi votat, unu, în deplină conștiință de cauză și, doi, așa cum vă dictează conștiința și experiența dumneavoastră în funcțiile administrative. Restul, cred eu că sunt discuții care se doresc a fi doar duse spre o latură populistă și politică. Eu vreau ca aici, în Consiliul Local, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, să păstrăm aceeași conduită în care să ne axăm exclusiv pe activitatea administrativă și mai puțin pe activitatea politică. Vă mulțumesc! Supunem la vot. Așa ca o întrebare retorică. Deci să înțeleg că nu deranjează majorarea taxelor pe domnul cu plângerea, ci procedura. Părerea mea că se încadrează la categoria CIRC. Mulțumesc. De respectarea procedurii, dacă... Mulțumim, domnul Samson. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. 15 la 6. Proiect de hotărâre privind revocarea unei hotărâri. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Roma. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Cine este împotrivă. Abțineri.
Unanimitate. Proiect de hotărâre privind completarea HCR numărul 190/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a cimitirelor umane și a spațiului locativ de pe raza municipiului Roman către SC Municipalul Locator SERP ESA în calitate de operator. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Votul împotrivă. Unanimitate. La punctul 18 avem doar o informare privind activitatea Comisiei pentru Probleme de Apărare în anul 2017. La cunoștință de această informare. Punctul 19, deci punctul 1 suplimentar, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 55/2009 privind acordarea de gratuități în mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul Comisiei este favorabil cu un amendament. De fapt, este o completare la anexa numărul 1, la articolul 1. Se introduce o nouă literă, litera G, care spune, are următorul enunț. Personalul armatic prevăzut la articolul 8 din lice 1 din OUG numărul 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatic participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia sau urmașilor celui decedent. La articolul 5 se mai introduce litera F, care are următorul conținut. În cazul solicitanților de la articolul 1 litera I, se mai solicită documentele necesare când solicită, deci copia fi imputate, dovada solicitanților că se înscrie în condițiile prevăzute de articolul ordonanței de urgență. Mulțumim. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu amendamentele Comisiei. Discuții. Vă rog, domnul consilier Orban. Iar a fost băgată suplimentară, iar am rugat pe domnul primar, dacă era ceva urgent, un proiect european, salarii, tare înțeleg. Dar, în fine, vreau să discutăm mai pe larg acest regulament. Fiindcă consider că, față de cel din 2009 care a fost aprobat, s-a schimbat doar cuantumul în sumă de la 4 lei la 7 și s-a dublat aproape 75% prețurile. Eu consider că fiind bani care provin până la urmă din taxe și impozite, ar fi trebuit pus în dezbatere public local. Asta e părerea mea. Să poate să greșesc. În altă ordine de idei, aș fi văzut să facem treaba asta, ca să dăm și o subvenție, că nicăieri nu poate trăi transportul public local fără subvenție de la bugetul local. Da, dragi colegi, hai să votăm întâi, să vedem bugetul local. Chiar mai înainte le spunea domnul primar că nu se închide nici cu mărirea taxelor și impozitelor cu 20%, care s-a băgat arbitrar. O să vină banii de la guvern conform legii bugetului. S-a schimbat guvernul, putem domnul. Nu contează. Bugetul, legea bugetului. Promit un guvern să vină celălalt. Dar nu a promis, este lege. Și cât e nu să... Stai să vedem, acum facem doar discuții. Așa e. Bun. Problema este de următor. Ca să vedem câți bani dispune Consiliul Local. Cum se închide bugetul? Haideți să facem un studiu câte persoane vor beneficia. De ce să dăm 100%? De ce nu 50%? E în funcție de banii care o să-i avem disponibil. Și dacă, sunt sigur, eu l-am rugat pe domnul primar să scoată de pe ordinea de zi, domnul mi-a spus că nu se poate. Când o să terminați dumneavoastră, să vă răspund încă o dată în plenă. Haideți să le luăm punctual și după aia când va fi vreun amendament de făcut, să discutăm și pe regulament. Da? Da.
Eu din cauza asta în special nu avem buget aprobat și consider că ne grăbim. O să venim cu rectificare. Am înțeles. V-ați spus punctul de vedere, haideți să vă dau și răspunsul, chiar dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, am avut o discuție inițială asupra acestui proiect. V-am explicat și atunci că rațiunea urgenței este tocmai de a prinde și luna februarie, pentru că altfel nu mai puteam prinde și luna februarie. Foarte adevărat, cum spuneți dumneavoastră, în nicio localitate din țară, transportul public local nu funcționează fără subvenție de la bugetul local. La fel de foarte adevărat este că la jumătatea acestei luni am avut o întâlnire împreună și v-am indicat deja și v-am arătat în capitolul bugetar de la asistență socială, avem prevăzută suma pentru care e de 600.000 de lei. O aveți deja și dacă vă uitați în bugetul pe care vi l-am dat, era deja la capitolul pentru subvenții la transport public local. Mai departe, nu avem în roman un istoric al subvențiilor la transportul public local, întrucât nu era desfășurat la o asemenea anvergură acest transport public local și nu putem avea datele concrete și nu avem de unde să obținem datele concrete privind beneficiarii acestor subvenții pe care dorim să le oferim. Tocmai de aceea am zis într-o primă etapă acest regulament care există și e votat încă din anul 2009 să-l adaptăm la o realitate a acestor zile, pe de o parte, în ceea ce privește prețurile. Și nu putem să spunem că dacă în 2009, când salariul minim pe economie și are o implicare destul de mare în costul final al unei prestații, când euro era la o altă valoare, când combustibilul era la o altă valoare, mai poate fi ceva de actualitate după aproape 10 ani. Deci e clar că și din acest punct de vedere necesita o schimbare. Mai ales că e un serviciu proaspăt înființat și introdus pe raza municipiului Roman. Tocmai în ideea de a proteja bugetul local și de a ne face o idee în următoarele 2-3 luni, am impus aceste condiții mai restrictive, dacă vă uitați. Pentru că dacă impunem sau lăsăm niște condiții mai largi, e posibil să ne trezim, așa cum spuneți dumneavoastră, să oferim niște valori foarte mari și să ne trezim ulterior în imposibilitatea de a le mai susține. Tocmai de aceea și această rațiune, așa cum vă spuneam, să dăm drum puțin cu puțin în funcție de ceea ce apare de la o lună la alta și să nu intervenim chiar așa de repede, să lăsăm 2-3 luni să funcționeze. Vorbim de o subvenție și vorbim de un sprijin de natură socială. Păi haideți atunci să fie pentru aia care chiar au într-adevăr nevoie. Adică nu aș vrea să ne trezim într-o situație în care să dăm aceste abonamente și unor persoane care poate dețin și mașini și se deplasează și altfel. Chiar dacă obiectivul nostru prin acest transport public local subsidiar este și reducerea traficului prin municipiul Roman. Pentru că dacă oferim soluții confortabile de transport public local, e posibil să-i determinăm pe cei care merg la muncă cu propria mașină și dacă traseul le este favorabil, să renunțe la propria mașină și contra unui abonament care mie mi se pare rezonabil din punct de vedere al costurilor, să poată să folosească acest mijloc de transport public local. De aceea, repet, am introdus aceste condiții mai restrictive pentru ca ulterior, tot la îndemâna dumneavoastră a consilierilor locali, să stea și această posibilitate de a mai permite și de a completa până la un maxim pe care noi ni l-am propus. Eu nu vreau să transformăm transportul public local într-o gaură neagră în municipiul Roma. De exemplu, hai să discutăm cum dăm subvenția la căldură, la... Aia nu dăm noi, aia nu dăm noi. Acum, tot așa o să ducă la direcția de asistență, de asistență și să vor duce și vor cere cam aceeași. Mulți dintre ei, aici vreau să ajung, pleacă din market, când dă firul ierbe, pleacă la țară și nu mai vin până în noiembrie. Aici înseamnă că n-ați fost atent la regulament.
Sunt categorii de persoane. Păi, sunt și dacă pleacă din martie până noiembrie. Dar am lăsat 12 pentru fiecare lună. Nu, nu se poate, nu e, nu e adevărat. Deci acestea se depun lună de lună pe bază de bordereau și se dau la operator. Administratorul aceste solicitări se depun personal. Nu vă mai dau un exemplu. Nu, haideți să nu, nu ducem acum discuția în ce s-ar putea întâmpla. Deci, prin reclasare, așa pot și eu să vă spun că în loc de cuponul de pensie, vă aducă 12 cupoane, gata, copia pe coloc. Ce aș vrea la regulament, de exemplu? La punctul 1, la litera F, să pun la, pentru a stai pe vele, să, să mai punem o condiție. Elevii care se elevează, zilnic cursului, să aibă 10 la purtare. O să le dăm la oameni care nici nu trec pe la liceu. Sau pe la... decât o dată sau de două. În primar. Adică să duci, dăm la copiii aia care sunt buni și care merg la școală. Așa dacă le dăm, o să-i... să ducă de la Royal la... Poate fi corect raționamentul dumneavoastră până la un anumit punct. Eu revin la propunerea pe care m-a pus-o inițial. Haideți să vedem prima dată cât se înscriu. Și la regulament, dacă vreți, eu fac propunerea asta, să mai punem condiția asta. La punctul G. Dăm și la șomeri aflați în plată, da? Că, bun, că la aia de la GEU nu cu tare, la aia de asistență socială, îi aduce cu autobuzul, deci, să domnul, domnul consilier, haideți, haideți să fim corect să citim cum trebuie până la capăt litera G. Da. Da? E pentru asistați socială, care prestează da. Muncă în folosul comunității. Da, 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 și ce? Aduc cu autobuzul gratuit ca să vină să-și presteze munca care trebuie ca să-i venit un minim garantat, că nu se duc să angajeze. Discutăm. Sunt, sunt circa 70 ceva de cazuri. La punctul fel. Iar ca număr de dosare de ajutor social avem doar vreo 130. Dacă v-ați aminti înainte de 2008, erau vreo 2000. Eu vă spun părerea de asta. Da, sunt, sunt. La punctul F. Avem șomeri, da? De acord, da, am și lor, am clar. Am citit, Dar citiți până la capăt, adică dumneavoastră când spuneți acum public, citiți numai ce vă convine. Păi nu doar un șomer aflat în plată cu ajutorul de șomaj, da? Da. Mai mic, dar eu să punem în plus mai mic de 700 de lei. Păi la pensionarii dăm și la elev 700 de lei. Ăla dacă are 1000, nu, nu știu dacă... Sau 2000. Cât e ajutorul să... Sunt și tocmai împotriva acelor categorii care poate într-un moment al vieții au mai multă nevoie, acolo vă... Hai, domnule, nu înțeleg. Nu, 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 dar nu-i populist, dar dumneavoastră o dați acum. Pentru că dumneavoastră o dați acum. Eu înțeleg, e un șomer aflat în plată. Haideți să luăm situația acelui șomer. Vrea el să fie șomer? Stai, domnule, altul, poate a ieșit cu ordonanța și-a plecat. Nu, de ce? Ia, scutăm de șomer. Șase de șomer. Înseamnă să fie disponibilizat. Deci vorbim de lucruri total diferite. S-a închis, s-a restructurat. Deci vorbim de un om care își pierde locul de muncă. Ce facem cu el? Închidem orice șansă. Doar dacă are sub 700, cum e și un pensionar. Nu există, vă spun eu, criminare. Șomajul mediu e în jur de 450. Părerea mea. Dar nu vreau să transformăm România, orașele și satele românești sunt pe asistat social. Nu vreau.
Vă contraziceți guvernul, domnule. Problema este în cer urmărilor. Haideți să lăsăm un pic domnul Corban, realizați cu așa. Mulțumesc, domnul președinte, mi-ați dat ocazie. Sincer, nu mă așteptam ca proiectul ăsta să vedeți atâtea polemici. Eu vă propun o chestiune. Haideți să-l votăm acum în starea care este. Iar după 3 luni de zile, după ce vor curge 3 luni de zile de punere în aplicare a lui, pentru că, așa cum a zis domnul primar, n-avem un istoric, pentru că n-am avut un transport local chiar ok, după 3 luni ne întâlnim și ajustăm dacă undeva s-a greșit sau undeva trebuie îmbunătățit. Să-i dăm drumul în forma în care este și după 3 luni de zile analiză pe categorii cât s-a dat, cât s-a luat și hotărâm atunci, ca să începem de undeva. Ok, nu spune nimeni că e perfect, dar dacă nu dai drumul unui lucru, nu poți să vezi dacă e bine, dacă faci mai bine sau mai umbli pe undeva ca să-l mulțumesc. Da, era tocmai același raționament pe care l-am prezentat eu mai devreme, neavând un istoric al acestor subvenții, trebuie să plecăm de undeva. Și dacă vă uitați iarăși în regulament, ați văzut că am stipulat pentru, ca pentru fiecare categorie în parte, să se facă un borderou distinct. Tocmai pentru a identifica acolo unde putem să intervenim. Aș dori, dacă s-ar mai putea în regulamentul ăsta, să facem o precizare. Pentru că șoferul nu o să poată, deci să dă acest abonament. Că lună sau cu nar, la sau... Da. Adică să nu poată fi în străină. Controlele pe care se va face primăria, totuși, să vedem dacă o să ajunge să dăm subvenția respectivă. Să verificăm, să nu se deie la, de la unul ăla, pleca la țară, cum spuneam, și îi lasă, sau să vedem în viață, deci, de abonament de călătorie. Deci abonamentele vor fi emise de către operatorul de transport, vor fi nominale și vor fi verificate în acest punct de vedere, pentru că vă spun și altceva. Operatorul are nevoie de clienți. Deci el acum primește un sprijin pentru desfășurarea acestei activități, pentru aceste categorii, repet, defavorizate. Și vreau să rămână doar pentru aceste categorii care au cu adevărat nevoie. Asta. Suntem, cred, aici de comun acord. Da? Dar operatorul de transport va avea tot interesul. Operatorul de transport va avea tot interesul pentru a verifica. Domnul Orban. Deci operatorul va avea tot interesul pentru a verifica că acele abonamente aparțin persoanelor care urcă în mijlocul de transport în comun. Pentru că altfel, el va suporta. Vă mulțumesc. Doamne, intervenție, vreau să știu. Ce subvenționăm? Abonamentul de 70 sau de 100? Pentru că în cazul în care se va subvenționa 100%, toți vor dori abonamentul de 100. Haideți să lămurim. Cât? 70 sau 100? Cât subvenționăm? Și încă ceva, abonamentele sunt pentru toate liniile. Corect ar fi operatorul să ofere posibilitatea să achiziționăm un abonament pentru o singură linie, nu? Ne obligă să luăm pentru toate liniile. În mod, dar e diferențiat în abonament. Nu, unul este luni, vineri toate liniile, unul este luni, duminică toate liniile. De ce nu avem o singură linie? Dar cu 100 de lei pe toate liniile. Prea nu înțeles, așa am spus și eu. Deci ce subvenționăm? 100 sau 70? Toți vor dori de 100. Vă spun sigur. Da. Dacă e 100%. Nu vreau să pleacă de toate linii. Dar urmă să dacă vă pleacă la țară, nu o să mai vreau să vă dați duminică. Da, dar subvenția pleacă la primărie. Chiar dacă folosești sau nu mijlocul transport. Haideți să vă fac următoarea... Vă pune eu și după aia o dumneavoastră amendament dacă achizați la ceea ce mi-ați spus. Haideți să luăm fiecare categorie de persoană în parte și să stabilim la fiecare ce valoare să aibă abonamentul. Pentru că eu v-aș propune, de exemplu, la elevi să fie doar cu săptămâni. Pensionarii, în schimb, merg și sâmbătă și duminica la cumpărături cu așa. Și atunci haideți să le luăm împreună pe fiecare. Deci, mai echitabil așa, nu? La veterani, haideți să luăm pe fiecare punct în parte, punctul 1, litera A și să stabilim ca și propunere. De fapt, de la A la D, 100%. Da, de la A la D, e clar, sunt cei cu handicap și care au nevoie.
inclusiv E, pensionare, nu? Ce? E, la elev să mergem pe varianta de 70. Corect. Da? Să fie de luni până vineri, în timpul... A, și aici putem să mai facem unul. Haideți să fie de luni până vineri. Doar în timpul anului școlar. Doar în timpul anului școlar. Dacă nu transformăm în taxiuri. Da. Coboară de unul, urc în altul. Deci la beneficiere de ajutor social. Eu pot să nu mergeți, putem acolo să aibă prezența. E obligatoriu să aibă prezența, că altfel pierd ajutorul social. Deci de 3 ani de zile, cine m-a muncit o oră și a pierdut ajutorul social. Nu la ajutorul. Nu, dar e 100%. 100%. Mergi pe varianta 1. La șumerea față în plată? De luni până vine. De luni până vine. Cine? Și la ultimul punct, domnul consilier. Acolo o scot. 100%. S-au procedat amendamentele? Recapitulăm? Da. Deci de la litera A la E, inclusiv E, de luni până duminică, deci 100 de lei maxim. La F, elevii, de luni până vineri, 70 de lei. Și doar în timpul anului școlar. Nu? Da, da. Beneficiarii de ajutor social 100%, deci de luni până duminică. Cursurilor școlare. Anul școlar, din astea, se cer... Da. Cursurilor școlare. Da. Șumerea față în plată de luni până vineri. Și asistat social. Și ultimul punct de la litera integral de termen până luni, inclusiv. Mai sunt alte discuții? Amendamente. Credeți că este bine să menținem amendamentele anuale pentru categoriile inițiale de la A la D? Da, acolo e, mai ales, sau cel puțin acolo spune regulament, sau pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. Oricum, la noi ajung informările astea, să nu le adaugă. De ce fi legislat afară? Ce vreți? Mai sunt alte discuții? Supunem la vot? Poate amendamentele și propunerea. Nu, cu astea care s-au votat. Amendamente comisiei și cu precizări privind tarifele. Da, pe categorii sociale, da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă. Deci, câte abțineri? 3 abțineri și 18 voturi pentru. Vă mulțumesc!